Guvernul a decis în urma ședinței de ieri ca alegerile parlamentare din 2019 să se desfășoare pe data de 11 decembrie. Campania electorală se va desfășura în perioada 11 noiembrie-10 decembrie, iar listele electorale permanente se vor întocmi cel târziu cu 3 zile înaintea alegerilor, adică pe 8 decembrie. În urma ședinței de ieri a Guvernului, executivul a stabilit prin hotărâre că alegerile parlamentare pentru Senat și Camera Deputaților să se desfășoare în data de 11 decembrie, urmând ca actul normativ să intre în vigoare la data de 12 septembrie. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al executivului, Liviu Iolu, care a precizat că data de 11 septembrie a fost aleasă în urma consultărilor pe care premierul Dacian Cioloș le-a avut cu partidele. Guvernul a stabilit prin hotărâre că alegerile parlamentare pentru Senat și Camera Deputaților se desfășoare duminică 11 decembrie 2016, urmând ca actul normativ să intre în vigoare la data de 12 septembrie 2016. Campania electorală se va desfășura între 11 noiembrie și 10 decembrie. Totodată, listele electorale permanente se vor întocmi cel târziu cu 3 zile înainte alegerilor, pe 8 decembrie. Datele luate în calcul au fost 27 noiembrie, 4 decembrie sau 11 decembrie. Printr-o ordonanță de urgență, executivul a completat prevederile legilor privind votul prin corespondență, măsurile adoptate îndreptând obstacolele tehnice în calea exercitării dreptului la vot, fără a schimba filosofia și principiile de bază a legislației electorale. Am adoptat măsuri speciale pentru organizarea acestor alegeri din decembrie 2016 pentru a rezolva două chestiuni pe care noi le-am identificat drept obstacole tehnice în calea exercitării dreptului de a alege. Noul legislativ va fi format din 466 de senatori și deputați față de 588 câți au fost aleși în 2012 prin votul uninominal.